Se spune că este ușor să faci o nuntă, să întemeiezi o familie, dar este foarte greu să o menții. Asta pentru că pasiunea de la început este trecătoare și numai în unele cazuri este înlocuită de dragoste adevărată, de respect reciproc și de înțelegere. De aceea, în popor, a fost atribuit câte un simbol al anilor care au trecut de la nuntă. Cu cât căsnicia este mai lungă, cu atât devine mai rezistentă și mai durabilă. Tradiția spune că perechii aniversate îi se dau cadouri care să fie legate de denumirea aniversării, iar municipalitatea din Botoșani a dorit ca astăzi să păstreze această tradiție și să premieze cuplurile de aur și diamant. Fiecare an care a trecut de la unirea destinelor unei femei și unui bărbat într-o căsătorie marchează o nouă treaptă a dragostei, a comuniunii și împărtășirii într-o evoluție intimă care nu este deloc liniară și nelipsită de frământări. Tradiția spune că aniversările căsătoriei au nume diferite, o ocazie frumoasă pentru a sărbători, de a organiza ceva specific acestei aniversări, iar primăria și Consiliul Local Botoșani au ținut să păstreze această tradiție de a premia cuplurile de aur și diamant. Ceea ce ați făcut cu responsabilitate, cu dragoste pentru oraș, ați făcut ca orașul nostru să înflorească. Știu că dumneavoastră sunteți cei care din puținul pe care îl aveți, și aici mă refer la cele pensii, nu vreau să dezvolt subiectul pensiilor, dar știu că sunteți cei care din puținul pe care îl aveți, sunteți primii care vă achitați datoriile față de municipalitate. Festivitatea a fost organizată joi dimineață în sala de ședințe. Cuplurile care au ajuns la pragul de 50 de ani, respectiv 60 de ani de căsătorie, au fost premiate într-o atmosferă emoționantă creată de cântăreața Ștefania Iacob. Un moment în care toți cei prezenți au stăpânit cu greu să nu verse o lacrimă. Vizibil emoționat a fost și Cătălin Flutur, care a ascultat începutul piesei cu ochii în lacrimi. Edilul nu a rezistat să asculte refrenul piesei și a părăsit sala. E dor de mama ca de-o sărbătoare. E dor de tata ca de un nas sfințit. E dor să fiu copilul fericit. Ce li se încurca mereu printre picioare. E dor de mama să mă învelească. Îmi plac mical de casă, nu răcesc. E dor să adorm și-apoi să mă trezesc. Sub ochii ei făcuți să mă iubească. Parcă-i mai văd și-acum pe amândoi de mână prin lumina dimineții. Bărbat, ne-au îmbătrânit băieții, e vremea să ne odihnim și noi. Cele 7 cupluri de diamant au primit în dar 1000 de lei, câte o diplomă și câte un buchet de flori. Asta în timp ce cele 54 de cupluri de aur au primit 500 de lei, flori și o diplomă. Cred că eu nu aș fi putut spune mai bine, de asta am ales acest mod de comunicare. Multe amintiri în Batistă, dar pentru cei mai mulți dintre noi viața n-a trecut ca un fum și nu-mi doresc decât să aveți parte în continuare de o viață liniștită, de o viață frumoasă, alături de copii și nepoți. La finalul festivității, toți cei prezenți au ciocnit câte un pahar de șampanie. 50 în iunie. Care-i secretul? Secretul e unul singur. Să ai bunăvoință, înțelegere în familie, copii, nepoți, să lupți pentru ceva. Adică peste 2 ani să realizezi ceva. Ce recomandați tine eu căsătoriți? Ei cum se fac să ajungă ca dumneavoastră? Să fie mai cumpătați. Dacă se poate să mai asculte de cei în vârstă, dacă se poate. Și să-și caute un loc de muncă, să, cu toate greutățile care sunt, să se întemeieze o familie și o locuință.
60 de căsătorii și de băieți ai 84 de ani. 30 de ani căsătorii. Așa că liniștea sufletească, înțelegerea în familie, dragostea, asta te unește și la bine și la rău. Când ți-ai luat în gând să te căsătorești, trebuie să gândești bine, bine ce faci și cu cine. Eu mi-am ales soțul iubit, îl iubesc și vreau să fac 100 de ani împreună. Înțelegerea. Dacă m-am înțeles bine cu soțul, am ajuns 50 de ani de căsnicie. Dar acum el e bolnav, are piciorul tăiat și n-a putut să vină. Să cedez când unul să cumva e un pic mai nervos, celălalt stac. Dacă e înțelegere, să ajunge 50 de ani de căsnicie. Am trecut de 50. Și care e secretul? Secretul? Respectarea celor virtuți creștinești, răbdare, înțelepciune, dragoste, iubire, iertare și dragoste desăvârșită. Și pentru că sala de ședințe din primăria Botoșani era neîncăpătoare pentru cele 61 de cupluri sărbătorite, evenimentul a fost organizat în două reprize.